Păi cum putea să nu ne meargă nouă camera tocmai la domnul Cătălin Botezat? Doamne ferește, cum mai? Ai fost aseară la un eveniment, au vuit ziarele căci că ai avut ținută de 250.000 de lei pe tine. Ce au, domne, descalculează toate ținutele? Că și noi am făcut asta. Băi, cel mai mișto e că ținuta aia am schimbat-o, că am venit direct de la Atena, dacă poți să crezi, la bagaje pierdute. Am rugat-o pe doamna aceea să-mi dea voie 3 secunde să-mi schimb. Bine, pantofii mei am pus în mașină, ghetele astea de la Rickon, care... Eram sigur că sunt Rickon, sigur! Sunt ceva rău de tot, pentru că era să spar parbrizul când am tras de ele. Și am ajuns acolo, zăpăcit, la mijlocul evenimentului, deși trebuia să fiu la începutul evenimentului. M-au luat televiziune, mi-aduc aminte că era, nu știu ce televiziune era, îmi lua interviu, ea tot mă întreba, ea mă chemau pe scenă, a fost ceva rău, dar bine, și până un băiat a venit și m-a întrebat, ce am pe mine? Și am zis, nu știu, domne, ce am pe mine. Am niște ghete scumpe, un costum scump. Cât de sacou? Dar numai sacou era vreo 4.000 de euro, că era din ala brodat. Acum am luat de la mai ieftin. Și cu brățări și cu ceas am făcut el, socoteala asta. Vai de capul și de zilele mele, Cătălin. Fii atent, dar tu, purtând toate chestiile astea, toate acaretele astea, tu, la bază, tu ești un om fericit sau ai fost un om fericit sau ai făcut chestia asta doar ca să îți menții cumva postura de fashion icon? Nu, mă, vreau să mențin această postură care se menține foarte greu. Nu pot să spun că sunt un om nefericit, dar nici nu pot să spun că sunt în permanență fericit, Doamne ferește, adică... Nu cred că există un om care să spună, da, eu sunt fericit în permanență și tot timpul am satisfacția ceea ce mi se întâmplă în jurul meu, dat ceea ce privește viața personală. Nu, nu. Okay. Probleme de sănătate mai e, că știu că ai trecut printr-o serie de operații destul de neplăcute. Totul sunt sub control, prevenția e de bază pe lucruri pe care le recomand și altora și în rest îi dăm înainte. Și în rest fără excese, adică la ce simți tu că mai derapezi din când în când? La nimic, mă. Doar mânca... Sunt foarte gurmand, acolo derapez, dar în rest la nimic. La sală mergi? De mes. N-am voie. Aș merge, dar nu am voie. Am înțeles, domnul Cătălin. Deocamdată. De plimbate mai plimbi? Păi dacă se poate numi faptul că mă duc la prezentă toată ziua, bună ziua, prin alte țări, mă plimb, dar toată lumea crede că mă distrez, nu mă distrez. E ce a devenit deva, ceva gen corvoadă. Deci ăsta e jobul tău până la urmă, dacă stai să plimbi. Mi-a plăcut cartea, ce să fac?